Bună dimineața, dragilor! A venit sezonul cald, așa că activitățile în aer liber sunt la mare căutare. Astăzi am venit într-un parc de aventură pentru a vedea cum te poți distra cățărându-te în copaci. Când ne referim la trasee în copaci, ne referim la cățăratul în copaci, propriu zis. Trasele în copaci sunt pe grad de dificultate, adică de la cel mai ușor pentru copii, până în vârsta de 8-9 ani, până la cele mai dificile pentru adulți. Ne cățărăm pe scări, sunt platforme, în copaci de pe platforme pornesc jocurile și cam așa se desfășoară întreaga activitate. Având în vedere că se petrece totul undeva la înălțime, aș vrea să întreb dacă este periculos. Ei sunt asigurați, încă de la început li se face un instructaj în care le explică foarte clar cum trebuie să se cățere în copaci și ce reprezintă acest lucru. Depinde acum de traseu în copaci, sunt și foarte dificile, dar ei sunt asigurați pe permanența traseului. Sunt limite de vârstă pentru fiecare traseu în parte? Da, sunt limite de vârstă. De la cele care prezintă o dificultate mai mare începe de la vârsta de 14 ani. Până la vârsta de 14 ani nu au voie să se urce pe traseul respectiv. Ce alte distracții mai găsim în acest parc? Păi pe lângă trasele în copaci avem echitație, airsoft, tir cu arcul, tras cu arcul. Unde vă găsesc oamenii și când? Ne găsesc în fiecare zi, de la ora 10 până la apusul soarelui și, bineînțeles, că în weekend, când este cea mai multă lume și ne bucurăm foarte mult de cea mai multă populație care vine aici să se distreze și să-și desfășoare activitățile în aer liber.